Ce zi frumoasă. Asta va... Mă. Deci eu știu că aici în oraș este o mică casă bântuită. Da, frate, vreau să mă duc la ea să o explorez, să văd dacă este cu adevărat bântuită sau e doar sfârșit. Bogdan. Salut. Salut. Ce faci? Bine. Auzi, știi de casa aia bântuită care se zice, de casa aia care se zice că e bântuită? Da. Vreau să vedem dacă e adevărată sau nu e bântuită. Deja că știi ce m-am gândit să facem? O duc să-mi iau armura și intru în ea. Și mai luăm mâncare. Ok, cred că o să-mi iau armura. Mi-au și TNT. Ce? De ce? Mi-au și TNT pentru că este un zid foarte mare de piatră la intrare. Unde? La casa bântuită. Deci vrei să vezi câta zidul au făcut ăștia? De câta zidul au făcut pentru că au impresia că casa asta e cu adevărat bântuită. Bogdan, fugi! Gata, a, și vrei să-ți arăt și ceva? Ce? Înainte să mergem. Înainte să intrăm în casă, vreau să ți-l arăt pe fratele lui Cezar. Cine? Cezar, nu-l știi pe Cezar? Cine? E cel care locuiește în casa asta. Asta ți-l arăt pe fratele lui. Bă, undeva. Trebuie să ți-l arăt. Stai că am uitat unde era. A, era pe undeva. Acolo este intrarea, e pe undeva pe unde o să clădire din dăla care nu se sparge. Bedrock. Uite, să mergem, mă. Uite, aici este. E mormântul lui Jeff. S-a născut în 1799 și a murit în 1866. Unde? Cum? Aici, ai sus? Aici este mormântat. Este Jeff. S-a născut în 1790 și a murit în 1866. Acum haide. Unde? Acum mergem la casă. Am explodat-o. Acum trebuie să o explorăm. Bă, ține sabia, mă, să omorâm fantomele sau ce ori fi pe acolo. Nu există. Păi de asta zic și eu că e aiureală, că e bântuită. Păi normal, nu există. Nu există case bântuite. Acum hai să... Am niște porcării la mine. De? De porcării de piatră. U, ce e aici? Mă, nu intra! Păi, Angan! Omoară-l! Lasă porcările alea acolo, aruncă-le în groapă. Aici, mă, aruncă-le în groapă asta. Am luat și niște cartofi care nu sunt prea. Mă, cine știe ce ne așteaptă înăuntru? Da, încă funcționează, te știu. Bă, da. Păi, Angan! Bă-s prea mult! Sunt prea mult, să spun! Omoară-l! Se vede că e cam bântuită. Dar mai mult murdară. A, mai e unul. Aici mai sunt. A, boboară taratula. Boboară. M-a murut-o. A,
De ce? Poate o fantomă. Nu-i fantomă, mă, dă-mi-le acum. Te omor. Și nu-ți mai dau, și nu-ți mai dau armura aia bună. Da-te. Mai, nu mai are și altceva? Nu. Înseamnă că la mine. Asta e toată casa? Da, mă, bă, și stai puțin. Trebuie să găsim armura destinului. Dar să nu iei până când nu... Ce până... armura destinului visezi? E cea mai bună armură de pe tot pământul. De ce-i făcută? Nu știu. Am găsit! Oh. Am găsit asta, am găsit și sabia destinului, am găsit și armura. Aia armura. Am găsit sabia și armura destinului. Dar ce-s cu astea? Sabia și armura destinului? Tu nu înțelegi, mă, că sunt cele mai bune? Vrei să dau una să vezi ce fac? Dar prima oară dă jos armura. Stai puțin. Îmi păstrează doar pasta de piele pe tine. Mă păstrează doar pasta de piele pe tine. Nu. Atunci adă-ți-le pe toate jos să vezi ce face. Nu, spune ce face și gata. Dă foc. Ce? Sabia, nu mă crezi? Da. Asta e toată casa. Păi, normal, ia mai ești ceva pe aici, nu? De mică? Da, frate, dar ziceai că e bântuită. Dar bă, da. Bă. Cine-i crede, bă, pă? Da. Ce mai vrei asta? Eu văd că e mult mai mare. Toată lumea vede. Și, dar înainte nu crede că e mult mai mare? Păi a fost Tania, a fost arestat. N-a mai zâmbit în viața lui. De ce? Că a fost arestat și băgat la pușcărie că a intrat în ea. De fapt, și de asta s-a construit zidul ăsta. Și în plus, se jucau copiii pe acolo. Nu, prin grădină. De asta s-a construit un zid ca să nu se mai joace copiii. Bă, măcar acum avem și noi de-astea. Sunt de diamant, dar nu contează. Sunt foarte bune. Okay, ce să mai facem? Nu știu, îl omorâm pe primarul. Care se ascunde aici, că ne-a văzut pe noi că am luat astea. Primarul? Unde e primarul? Bă, de ce nu ți-am dat foc? A, că ești în apă, fraier. Unde e primarul? Nu știu, frate, hai să omorâm un țăran de ăsta, un boschita. De ce? Să vedem și noi. Ca să-ți arăt. Ai văzut și tu cum da foc? Deci este... Și are și respiration. Adică poți să respire în apă. Mor mult mai greu. Voi descoperi și cele mai ciudate chestii de sub apă. Vezi cât de tari sunt chestiile astea? Toată lumea le iubește. Da, eu sunt acasă la chita. Da, bine. Ok, oameni buni, sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Denis și ne revedem data viitoare. A, da, și Bogdan. Și papa, stai să-l omor pe țăran. I-am dat fără țăran. Hai, pa!